Bună ziua! Vom rezolva în cele ce urmează subiectele date la examenul de admitere în Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea de Vest din Timișoara în iulie 2024. Parcă sunt 20 de probleme. Avem și fițuică că, așa cum se găsesc pe net, pe site-ul facultății, cu roșu este dat și răspunsul corect. Dar bine, am dat seama că la admitere mi-a fost așa, da? Bun. Deci vom avea și controlul dacă facem corect. Deci, prima problemă, ce derivată a funcției f definită pe 0 infinit cu valoare n, f de x egal cu x la 1 pe x, are în fiecare punct x mai mare ca 0 valoare. Atenție, f de x la g de x se definește, deci egal prin definiție, nu este un artificiu, că așa vreau eu sau altcineva, ca e la g de x logarit natural din f de x. Da? Din această cauză f de x trebuie să fie mai mare ca 0, ăsta e motivul pentru care s-a dat x aici mai mare ca 0, evident și 1 pe x trebuie să fie. Deci ăsta este e la 1 pe x logarit natural din bază, deci din x. Da? Și îl derivăm. F derivat de x egal cu e la o putere este ăsta, e la 1 pe x logarit din x, pe lângă 1 pe x derivat, care face minus 1 pe x pătrat ori logarit, plus 1 pe x ori logaritmul derivat, care face la rândul lui 1 pe x. Da? Și egal cu, observați, am numitorul comun x pătrat aici, deci o să-mi dea cine? 1 minus logarit din x, ori asta, care este cine? De fapt, x la 1 pe x. Da? Observați răspunsul corect de, ia? 1 minus logaritm pe x pătrat ori x la 1 pe x, da? Și pe asta antena, simplă tare asta, da? 2. În reperul cartezian x o y se consideră dreapta de ecuație 2x minus y egal cu 5, dreapta perpendiculară pe această d și care trece prin punctul A de 1 și minus 3 are ecuația. Păi, în primul rând scriu ecuația normală a acestei drepte, adică îl scot pe y curată în funcție de x. Deci este 2x minus 5. Deci panta dreptei de e coeficientul lui x. Da? Dreapta perpendiculară, dacă o notez, uite, de perpendicular, știți că panta acestei drepte, da, două drepte sunt perpendiculare, dacă produsul pantelor este minus 1. Da? Prin urmare, panta lui D perpendicular este minus 1 pe acest 2. Și atunci ecuația dreptei noastre este cine? Y minus Y lui A egal cu panta dreptei ori X minus X lui A. Adică Y plus 3 egal cu minus 1 pe 2 pe lângă X minus 1. Deci, nu? Le aduc la același numitor, obținem 2Y plus 6 egal cu minus X plus 1, cum îi vrea pe toți în aceeași parte. Da, îi trecem în aceeași parte, x plus 2y plus 5 egal cu 0. Observați asta de aici, x plus 2y egal cu minus 5, da? La trecut pe minus 5 dincolo, mai puțin contează asta. Da? Deci răspunsul corect, iată, era într-adevăr ce? 3. Valoarea limite, limită când x tinde la 0. Asta e un L'Hôpital, nu se și vede. Din sinus de 3x plus 5x la a treia minus 3x pătrat minus 3x supra x pătrat pe lângă x plus 1 la pătrat. Observați cum când x tinde la 0, ăsta e 0, 0, 0, ăsta e 0, da? Ca să, cum o să aplic L'Hôpital, hai să dezvolt pe ăsta de jos ca să fac derivata, să merg cu derivata produsului, că pierd timpul, da? Ăsta este cine? X la a patra plus 2x la a treia plus x patra. Da? Deci prin L'Hôpital egal cu limită când x de la 0 din sinus derivat este cos de 3x ori 3x derivat ori 3 plus 15x pătrat minus 6x minus 3 supra derivata al ăsta, adică 4x la a treia plus 6x pătrat plus 2x. Ia, dacă fac chiar x tinde la 0, cos de 0 e 1, deci îmi dă 3 plus 0 plus 0 minus 3, o să-mi dea 0 și jos pe 0. Deci mai aplicăm o dată L'Hôpital. Limită când x tinde la 0. Observați că la următorul L'Hôpital jos o să dispare x-ul ăla, deci nu o să mai am 0, da? Iată, jos o să am 12x pătrat plus 12x plus 2. Să vedem, cosinusul derivat este cine? Minus sinus de 3x ori 3x derivat care e 3 și cu 3-ul din față minus 9, da? Plus 30x minus 6.
facem din nou x tinde la 0, ăsta e 0, ăsta e 0, ce rămâne? Minus 6, ăsta e 0, ăsta e 0, pe 2. Minus 6 pe 2 e minus 3, observați răspuns corect C. 4. Fie sistemul de ecuații, minus 3x, așa, ca să le aranjăm. În sfârșit, îl scriu mai sus aici, minus 3x plus y, care e enunțul mai lung, și plus 2y plus y plus 2z egal cu 5, x plus 2y minus 4z egal cu minus 6, ax minus 3y plus 2z egal cu 1. Zice, care dintre afirmația de mai jos este adevărat? Sistemul incompatibil, compatibil, nedeterminat, bla 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 bla, da? Bun. Bine, acum na, noi avem roșu aici, dar nu știa. Ce se întâmplă? Ca să puteți să o rezolvați, atenție, nu e obligatoriu să o faceți direct prin Cramer, că nu v-ați zis nicăieri să se folosească metoda lui Cramer pe aici, da? Și atunci uitați ce se întâmplă. Ideea este, ce înseamnă? Să știți ce înseamnă. Ce înseamnă compatibil determinat? Care o singură soluție. Ce înseamnă nedeterminat? Care cel puțin două soluții, de unde rezultă că are o infinitate de soluții. Cel puțin, ce înseamnă incompatibil? Că nu are soluție. Și atunci încercați să rezolvați, pentru că observați, dumneavoastră aici aveți mai multe, compatibil determinat sau nedeterminat sau incompatibil, da? Și atunci iată că dura mult, știți, să iei determinantul dacă e diferit de 0, bine, aici vi l-a dat simplu, știți că vedeți, determinant diferit de 0, aia e compatibil determinat, nu știu ce, dar dacă determinantul era 0, trebuia luat un determinant mai mic, făcuți aia caracteristici, pierzi, bine, uite, să și observă la mine, ia uitați, dacă le adunați, ce vă dă? A plus x plus 1 minus 3 face a minus 2x. Și ia uitați, y cu 2y minus 3y se reduc, 2z cu 2z, 4z minus 4z se reduc, 6 minus 6 egal cu 0. Deci iată, am deja o ecuație a minus 2x egal cu 0, pe lângă asta. Ce am? Păi odată dacă a e diferit de 2, observați, voi iese x egal cu 0. De unde să rescriu sistemul? De obicei, adică întotdeauna când din mai multe ecuații obțineți una suplimentară, când rescrieți sistemul din ecuațiile alea, eliminați una dintre ele, da? Care vrem, uite, pot să o elimin pe asta cu A, da? Și îl înlocuiesc deja pe X egal cu 0. Ce îmi dă sistemul? Y plus 2Z egal cu 5, 2Y minus 4Z egal cu minus 6. Hai să rezolvăm sistemul aici, uite, mai simplific pe asta cu 2 și vine Y plus 2Z egal cu 5, și y minus 2z egal cu minus 3. Păi ia uitați, dacă le adunați, 2y ăștia se reduc, 5 minus 3 egal cu 2, y egal cu 1. Pentru y egal cu 1 îl bagi în oricare din aia de sus și îți dă 1 plus 2z de exemplu egal cu 5, 2z egal cu 4, z egal cu 2. Deci iată că dacă a diferit de 2, ai soluția care? X egal cu 0, y e 1, z egal cu 2. Deci deja ăsta e compatibil determinat. Da? Exact ce spuneați aici, că dacă a diferit de 2 este compatibil. Bun, hai să vedem restul de cazuri. Dacă a egal cu 2, ca să o facem complet, da? Dacă a egal cu 2, asta nu-ți mai dă nimic, că e 0 ori x egal cu 0, da? Și atunci ce se întâmplă? Cum asta nu ți-a dat, înseamnă că sistemul se reduce la ceva mai mic, da? Pentru că, iată, din cele trei ecuații, una din ele era consecința celorlalte, că iată, adunându-le pe toate, îți dădea 0 egal cu 0, da? Adică, practic, una din ele, care? A treia, da? Ca să scoți cap de ea, este consecința celorlalte. Și iată, îmi rămâne sistemul acesta, plus 2z egal cu 5, x plus 2y minus 4z egal cu minus 6. Cum se rezolvă un astfel de sistem? Păi, cauți un determinant principal al sistemului, observat, de exemplu, ăsta este cine? Minus 6, minus 1, minus 7 și îl treci pe celălalt secundar, da? Și obții minus 3x plus y egal cu 5 minus 2z și x plus 2y egal cu 4z minus 6, da? Și de aici ai scos pe x și pe y, da? Poți să-i scoți cu Cramer sau, uite, poți să mulțești cu 3 asta, să le aduni. Ce îți dă? 0. Y plus 6y face 7y egal cu 5 minus 2z plus 12z minus 18, adică 10z minus 13. Deci cine este y? Este 10z minus 13 pe 7. Da?
Îl bagi într-una din asta și îl scoți și pe x. Deci x egal cu cine? 4z minus 6 minus 2y. 2 ori 10z minus 13 pe 6. Nu mai stau să o rezolv pe asta. De ce? Că iată, ele sunt egale unde z, dacă îi dai o valoare lambda, iată, este nedeterminat. Dacă x este o expresie în funcție de lambda, asta e o funcție de lambda, deci asta rezultă compatibil nedeterminat. Da? Deci iată că sistemul nu era incompatibil niciodată, da? Deci uite, dacă vreți să ne uităm, sistemul este incompatibil pentru orice valoare, vedeți, nu e adevărat, există o valoare pentru care e incompatibil. Nu, că iată, mi-a dat întotdeauna nedeterminat. Sistemul este nedeterminat pentru orice A, nu, că iată, pentru A egal cu 2 era nedeterminat. Când sistemul este compatibil determinat, soluția depinde de A. Observați, la noi soluția nu depindea de A, da? Deci nici asta nu era. Sistemul este compatibil de A pentru orice A mai mare ca 0. Nu, numai pentru A mai mare ca 0, dar diferit de 2. Adică pentru orice A, pardon, era diferit de 2, nu pentru orice A mai mare ca 0. Da? Că 2 nu era. Deci iată, ca să verificăm așa, să fi văzut afirmația. Da? Bun, gata. 5-ul. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, definită prin f de x egal cu x plus cosinus de x. Pentru orice x aparținut lui R. Cât este limita, limită când n tinde la infinit, din f de 1 plus f de 2 plus f de n pe n pătrat. Atenți, cum și nu de jos tinde la infinit, ce aplicăm? Stolz-Cezaro. Da? Ce spune asta? Zice, băi, Stolz-Cezaro, dacă ai limită din a n pe bn și bn urcă la infinit, sau la minus infinit poate să coboare. Atenție, mai este și varianta cu bn tinde la 0. E totuși tot ce zară. Dacă limită din an plus 1 minus an pe bn plus 1 minus bn există, atunci asta este egală cu asta. Și atunci, facem limita, limită când n tinde la infinit, cine este? Dacă ăsta e an, ce înseamnă an plus 1 minus an? Suma până la n plus 1 minus suma până la n. Adică îți dă f de n plus 1 supra jos cine? N plus 1 pătrat minus n pătrat. Corect? E, asta e simplă de ce? Că f-ul am. Când aici suma asta, vă dați seama dacă vă apucați și înlocuiați 1 plus cos de 1 plus 2 plus cos de 2 plus n plus cos de n era aiurea, da. Și îmi dă limită când n tinde la infinit din cine? N plus 1 plus cosinus de n plus 1 supra. Cine e asta? N pătrat plus 2n plus 1 minus n pătrat. Ăștia se reduc. Uite ce o să fac. O spar limita în două și o zic așa. Odată n plus 1 pe acest 2n plus 1 plus cosinus de n plus 1 supra 2n plus 1. De ce fac asta? Pentru că, atenție, cosinusul la infinit nu există limita. Da? Că e funcție periodică. Spărgând-o, ia uitați ce se întâmplă. Cât e limita asta? Cu gradul de sus egal cu gradul de jos, limita e raportul cu coeficientul 1 pe 2. Pe de altă parte, știți că dacă aveți un produs A n ori B, în care unul dintre șiruri este mărginit, este între un M mic și un M mare, iar celălalt tinde la 0, produsul tinde la 0. Păi uite, cosinusul este unde? Între minus 1 și 1, iar 1 pe 2 în plus 1 ăsta, unde tinde? La 0. Deci produsul tinde la 0. Plus 1 pe 2, limita noastră este egală cu 1 pe 2, da? Și am terminat problema aceasta, răspuns corect C, da? A, și mai sus parte l-am încercuit, nu? Da. Bun, 5-ul. 6. 6. Considerăm un punct M pe segmentul AB. Hai să vedem despre ce e vorba. Un punct M pe segmentul AB, da? De lungime 20. Și atunci cea mai mică valoare în centimetri pătrați a sumei ariilor cercurilor de diametre AM și BM. Adică ce fac? Iau cercul ăsta, iau cercul ăsta de aici, da? Suma ariilor cercurilor respective. Păi, ce se întâmplă? Hai să notăm pe AM cu X, da? Și atunci MB este cine? 20 minus X, că tot segmentul avea, da? 20. Cât este raza acestui cerc? Este X pe 2. Cât este raza acestui cerc? Este diametru împărțit la 2. 20 minus X pe 2. Deci aria noastră este cine? Pi, o raza la pătrat, adică ori x pe 2 la pătrat, plus pi, o raza la pătrat, 20 minus x pe 2 la pătrat. Da?
Bun, ce zice? Cea mai mică valoare. Deci trebuie minimul acestei expresii. Uite, hai să o și desfacem. Vine pi x pătrat pe 4 plus. Ăsta este 10 minus x pe 2, da? Deci vine pi pe lângă 100 plus x pătrat pe 4 minus 2ab, adică minus 10x. Deci egal în final pi x pătrat cu plus pi x pătrat. Ăsta face 2 pi x pătrat pe 4, vine pi x pătrat pe 2. Ce mai am? Minus 10 pi x plus 100 pi. Da? Sau dacă vreți, puteți dați în factor pi. Puteți și chiar de pi pe 2 să-l dați. Pi pe 2 pe lângă x pătrat minus 20x plus 200. Le-am adus la același lucru. Asta vreau să fie minimă. Da? Unde x-ul meu, atenție, fiind pe segmentul AB, unde va fi x-ul meu? Între 0 și 20, că este între 0 și 20 de centimetri. Da? Ce este asta? Pe asta este o constantă, asta e minimă dacă funcția asta e minimă. Cine este asta? Asta este o parabolă cu ramurile în sus, da? Ia să vedem ce spunem despre parabola noastră. Pe x vârf este minus b pe 2a, adică 20 pe 2 egal cu 10. Iar y vârf este cine? Minus delta pe 4a sau puteți să-l înlocuiți pe x egal cu 10 aici, pentru minim, da? Și vă dă 100 minus 200 plus 200, cât vă dă? 100, da? Deci iată că la x egal cu 10, funcția mea are un minim, cât? 100, în sfârșit, ea era sus, aici mai puțin conta, da? 10-ul ăsta este cuprins între 0 și 20, deci într-adevăr, iată că asta este minimul nostru. Ce spune? Cea mai mică valoare în centimetri pătrați. Prin urmare, aria noastră va fi cine? Acest pi pe 2 ori 100 pe care l-am obținut noi, deci egal cu cine? 50 pi, da? 50 pi, răspuns corect de 7, n-aș fi 7. Mulțimea soluțiilor din intervalul 0 închis 2 pi deschis ale ecuației sin de 2x plus sin de x egal cu 0. Asta puteți să o faceți în mai multe feluri. Fie să o faceți ca sin de alfa plus sin de beta, adică 2 sin alfa plus beta pe 2 cos alfa minus beta pe 2, fie pe sin de 2 să scrieți sin de 2 sin x cos x. E același lucru, da? Deci avem două metode. Luăm una, nu contează. Uite, scriu 2 sin x cos x plus sin x egal cu 0. Dau pe sinus în factor, pe lângă cine? 2 cos x plus 1 egal cu 0. De unde? Am o dată sin de x egal cu 0, da? Și o să mai am cos de x din ăsta egal cu cine? Cu minus 1 pe 2. Sunt, atenție, în prima perioadă, în 0, 2 pi. Unde sinusul este 0? La multipli de pi. Deci rezultă că x o să fie ori 0 ori pi. Atât pentru moment, da? Observați că, iată, spre exemplu, f-ul cum nu era, da? Că pi n-apărea în lista asta. Restul apare. Bun. Cos de x. Unde cosinusul este negativ? Este în al doilea cadran și al treilea cadran, da? Facem întâi cos de x, ca să nu facem cu minus 1 la, cu plus minus arc cosinus de cos de x. Poți să o faci elementar că e în primele două perioade. Cos de x egal cu 1 pe 2, unde stă în primul cadran? La 60 de grade, la pi pe 3. Care e reducerea între primul și al doilea cadran? Alfa se duce în 180 minus alfa, în pi minus alfa. Deci pi minus pi pe 3 înseamnă cine? 2 pi pe 3. În al patrulea cadran, în al treilea cadran mai e negativă, știți că reducerea de la cadranul 3 în 1 sau 1 în 3 este alfa trece în alfa minus pi. Prin urmare, dacă ăsta este nou, alfa prim va fi cine? Pi plus alfa, ăsta plus pi pe 3. Adică plus cine? 4 pi pe 3. Reuniunea lor, da? Deci îți dă x-ul. Deci 0 pi, 2 pi pe 3, 4 pi pe 3. Într-adevăr, observați cum răspunsul corect era C, da? 8. Mulțimea soluțiilor în ecuație 2e la 2x minus 5e la x plus 2 mai mic sau egal cu 0. Se observă că necunoscuta apărând numai în corpul lui e la x, e clar că o să fac e la x egal cu y o substituție. Cum exponențiala y strict pozitivă, deci iată y-ul va fi pozitiv. Deci avem în ecuația 2y pătrat minus 5y plus 2 mai mic ca 0. Facem ecuația atașată 2y pătrat minus 5y plus 2 egal cu 0. Hai să vedem rădăcile. Cât?
5 plus sau minus radical din 2 și minus. 4 ori 2 ori 2, 4 ori 4, 16. Pe 2 pe 4, da? Bun. Și egal cu cine? Cu 5 plus sau minus radical din 9 este 3 pe 4. Și avem 8 pe 4, 2, 2 pe 4, 1 pe 2. Păi, noi știm că între rădăcini, polinomul de gradul 2 are semn contrar lui A e minus, în afară este plus. Prin urmare, iată, unde este mai mic sau egal cu 0? Aici. Y între 1 pe 2 și 2 și observați că acest Y era pozitiv. Că dacă îți dădea minus 1 pe 2, luai de la 0 la 2, da? Deschis. Bun, și acum zicem, păi bun, de ce la X este cine? Iată, am obținut că E la X trebuie să fie mai mare sau egal cu 1 pe 2 și în același timp E la X mai mic sau egal cu 2. Păi ce fac? Ca să-l obțin pe X, logaritmez. Știți că logaritmul într-o bază mai mare ca 1 e crescătoare. Prin urmare, dacă logaritmez, ce înseamnă? Logaritm din E la X este X, îți rămâne același semn că e crescătoare. Mai mare ca logaritm din 1 pe 2, care este logaritm din 1, 0, minus logaritm din 2. Și a doua logaritm, X mai mic sau egal cu logaritm din 2. Prin urmare, iată, rezultă că X aparține cui? De la minus logaritm din 2 la logaritm din 2. Da? Observați răspunsul corect, D. Or. No. Mulțimea tuturor, da? Deci, marcat. Bun. Mulțimea tuturor numerelor complexe care verifică inegalitatea, modul din z plus 2 la pătrat plus modul din z minus 2 la pătrat egal cu 2 modul din z pătrat plus 8. Da? Aici știți cum pot să o fac? Ca să nu mă apuc să fac cu z egal cu a plus b, pot să o mai simplific în felul următor. Știți că modulul unui număr la pătrat este el ori el conjugat. Dacă e a plus b, ori a minus b, adică a pătrat plus b pătrat. Și atunci, e mai simplu decât, repet, să le iei a plus b și să mergi cu două necunoscute, așa mergi cu una și cu conjugat. Ce înseamnă modul ăsta la pătrat? Că e z plus 2i pe lângă z plus 2i conjugat plus z minus 2i ori z minus 2i conjugat egal cu 2zz conjugat plus 8. Conjugatul unui număr, știți că conjugatul unei expresii, da, o expresie z, e de z1, zn conjugată, este expresia directă a conjugatelor z1, zn. Și atunci, ăsta îți dă cine aici? Z bar 2 conjugate minus 2 plus z minus 2 ori z bar minus 2 conjugat, schimb semnul în fața lui, plus 2 egal cu 2zz bar plus 8. Și acum desfacem să vedem ce ne dă. Ia, bine. Zz bar minus 2z plus 2z bar minus 4i pătrat, care i pătrat e minus 1, deci plus 4, plus zz bar plus 2z minus 2z bar minus 4i pătrat, adică din nou plus 4, egal cu 2zz bar plus 8. Și acum ia uite, zz bar cu zz bar, 2 și cu 2zz bar să duc. Să duc 4 și cu 4, 8. Ce mai îmi dă? Toți, da? Că s-au redus, mă gândeam, zic că am greșit. Ăștia să reduc, 2z bar, deci iată ce îmi dă 0 egal cu 0. Deci asta înseamnă că pentru orice număr z complex este adevărat, da? Că ți-a dat același lucru. Deci care sunt numerele? Asta. Da? Bun. Ei, ea se mai putea face și în alte moduri, dar, spre exemplu, z plus 2 înseamnă distanța de la, uite, ca o chestie grafică, nu știu ce are ieșit, dar hai să vedem de curiozitate. Uite, știți că modul din z minus z0 înseamnă distanța între z și un z0. Deci dacă iei punctul minus 2i, care ce înseamnă minus 2i? X-ul e 0, Y-ul e 2, ăsta. Deci Z plus 2i, punctul meu, înseamnă, să zicem un Z undeva, da? Înseamnă distanța la pătrat de la Z la acest punct A, da? Să zicem că ăsta e punctul E. Z minus 2i înseamnă distanța de la Z la 2i. Deci dacă e simetrico, înseamnă distanța de la M la acest B, da?
Z pătrat înseamnă distanța de la Z la origine. Deci, normal, problema s-ar fi transformat, uite, în problema asta de să determin punctele Z, încât MA pătrat plus MB pătrat să fie egal cu de 2 ori MO pătrat plus 8. Știți? Să determin punctele tale. Da? Ei, și aici am sfârșit. Da, MO era cine? Era mediană. Observați că ăștia erau simetrici aici față de origine, nu? Și din teorema medianei, știți că mediana la pătrat este de 2 ori suma laturilor care înconjoară mediana minus a pătrat pe 4, mediana pe a. Și atunci eu pe asta aș fi putut să o scriu așa. MA pătrat plus MB pătrat egal cu 2 ori. Cine e MO pătrat? Suma laturilor care înconjoară mediana. 2 sus aici. Ah, da, pardon, era la rândul 2. MB pătrat plus MA pătrat minus latura pe care pică minus AB pătrat, totul pe 4 și plus 8. Și ia uitați, aici 4 MB pătrat pe 4, ăștia se vor reduce cu ăștia, nu? Și atunci îți mai rămâne cine aici? 4 minus 4AB pătrat, 0, pardon, egal cu minus 4AB pătrat plus 32, da? Adică AB pătrat să fie egal cu 32 pe 4, egal cu 8. Nu, egal cu cât? Cu... Stați puțin că să nu greșesc eu. Nu, era 2 ori AB pătrat, da? Deci era minus 2AB pătrat plus 32. Deci iată că AB pătrat egal cu 16. Dar AB este cine? Distanța dintre A și B. Păi 2 plus 2 egal cu 4. 4 la pătrat egal cu 16. Asta, deci iată că nu depindea de M întotdeauna. Da? Și cu asta am terminat-o. Deci asta a fost metoda întâi, să zicem, da? Și asta a fost metoda a doua aici. 9, 10. Fie niște matrice micuțe pe aici, da? A minus 1 minus 1 2 0 1 și B mare egal cu 1 1 B minus 1 0 1 cu B diferit de 0. Deci dacă rangul A ori B egal cu 1, păi facem pe A ori B întâi și pe urmă vedem ce înseamnă, cum se înmulțesc matrice. Linie cu coloană, deci vine A minus B plus 0, da? Pe urmă, A plus 1 minus 1 îți dă A. Pe urmă vine 2 cu 0 cu 0, ăsta este 2. 2 cu 0 cu 1, ăsta este 3. Și zice așa, dacă rangul lui AB egal cu 1, ce înseamnă rangul lui AB prin matrice pătrată? Că cel mai mare, ordinul celui mai mare determinant diferit de 0 este 1. Da? Prin urmare, toți determinanții de ordin mai mare ca 1, adică care? Singurul care apare ăsta de aici trebuie să fie 0. Deci determinantul A minus BA 2 și 3 trebuie să fie 0. Ia să vedem ce înseamnă asta. 3A minus 3B minus 2A egal cu 0. Adică A minus 3B egal cu 0. Deci A egal cu 3B. Ce îmi cere mie? A pe B. Cum B-ul e diferit de 0, iată, împart prin el și îmi dă cine? A pe B egal cu 3. Da? A pe B egal cu 3. Răspuns corect, observați F. 10, 11, hai să o vedem acum. Așa. Deci am ajuns la jumătate, da? Păi, ca simpluțe astea. Da? Asta e. 11. Băie, să după aia 11 nu sunt facultate. Nu? Numărul matricelor A aparținând lui M2 de 0,1. Deci ce înseamnă asta? Că este o matrice pătrată cu elemente 0 și 1. Da? Pentru care suma elementelor de pe matricea, de pe diagonala principală a matricei A ori A transpus este egal cu 3 este. Păi, hai să luăm pe A de forma ABCD. Da? Să facem A transpus care înseamnă AB CD. Să facem A ori A transpus, da? Care înseamnă A pătrat plus B pătrat, AC plus BD
Formă iarăși a c plus bd și c pătrat plus d pătrat. Ce spune? Zice suma elementelor de pe diagonala principală a ăsteia de aici. Adică suma ăstora. A pătrat plus b pătrat plus c pătrat plus d pătrat zice că e egal cu 3. Da? Iar aceștia a, b, c, d, atenție ce sunt? Sunt 0 sau 1. Deci ăștia aparțin mulțimii 0 sau 1. Mă întreabă, zice, câte matrice distincte sunt în total? Da? Pentru care suma pătratelor este 1. Păi, și aici, uite, puteți să luați așa o dată. Trebuie să le cam numărăm pe toate, nu? Dacă A este... numai atâtea să fie suma pătrată, suma elementelor, fie numai 4 cât îți zice el aici, or fi. Ia, păi avem o dată, uite, luăm așa, dacă A este 0, da? Obținem cine? B pătrat plus C pătrat plus D pătrat egal cu 3, da? Dacă A egal cu 1, obținem B pătrat plus C pătrat plus D pătrat egal cu 2. Acum, ca să găsim matricele, dacă B este 0, dacă B egal cu 1, dacă B e 0, obținem C pătrat plus D pătrat egal cu 3, dacă B e 1, C pătrat plus D pătrat egal cu 2. Da? Aici la fel, dacă B egal cu 0, obținem C pătrat plus D pătrat egal cu 2, dacă B egal cu 1, obținem C pătrat plus D pătrat egal cu 1. Numărul matricelor, îmi spar mai multe ăștia asta, nu știu de ce, hai că vedem acum. Așa, C pătrat plus D pătrat egal cu 3, și aici nu mai merge, de ce? Că cum ele sunt între 0 și 1, A pătrat, B pătrat, C pătrat, D pătrat sunt între 1 și 0, nu? Că ori sunt 1, ori sunt 0. Deci asta nu convine, că C pătrat plus D pătrat, ăștia sunt maxim 1, deci ei sunt mai mici sau egal cu 2. Din C pătrat plus D pătrat egal cu 2, C și D ies amândoi 1, da? Deci avem o matrice, iată situația asta, o matrice, da? 1 plus, hai să vedem. Acum, din asta la altă, iată, de aici îți iese C și D, îți ies amândoi 1, corect? Deci iată, mai am o matrice pentru A1, B0 și C și D1. Din C pătrat plus D pătrat egal cu 1, iată, am fie dacă C e 0, fie dacă C e 1. Dacă C e 0, D pătrat egal cu 1, deci D egal cu 1. Dacă C e 1, D pătrat egal cu 0, D egal cu 0. Deci iată, mai am și A egal cu 1, B 1 și cu toate... stați puțin un momentel să mă uit. Nu, mai aveam și pasta. 3... PS5. Nu, că l-am pus deja pe ăsta. 1 plus 1, pardon, da, 2 și cu ăsta, da. 1 plus 1, da, în total ies 4. Am uitat cum numărase mea. Da, deci într-adevăr sunt 4 matrice, da? Bun. 12.